Salut! Astăzi o să facem o piesă extrem de nouă a artistei LP. How to be the one that you love. How to be the one that you love. The one that you loved. LP. Deci LP a luat practic piesa ei cea mai cunoscută, Lost on You. Lost on you. A schimbat puțin măsura, a făcut-o în 6. A păstrat aceleași acorduri și a scos un nou hit. Bun, hai să vedem. Băi, am pus prea aproape chitara asta. Mai încolo. Ok, hai să vedem cum e construită piesa asta. Foarte, foarte frumoasă. Și cred că va fi un mare, mare hit. Întrucât după numai 3 sau 4 zile a depășit deja 1 milion de vizualizări pe YouTube și nu vreau să pierd ocazia să fac foarte rapid un clip ca să înveți o cânti, pentru că cu siguranță va rămâne acolo o piesă foarte cunoscută. Hai să începem. Piesa începe cu o temă de chitară. Foarte simplu. Fa, sol, la, si, la, sol, fa. Asta e tot. O să se mai repete de vreo 2 ori pe parcursul piesei. Deci. Now that you've got what you wanted. Deci ați văzut introducerea. După aceea măsură de temă, urmează aceste stopuri. Și vocea direct, singură. Now that you've got what you wanted. Și de aici începe practic strofa. Deci avem 4 măsuri de introducere, cu tot cu acea măsură de temă. Girl, if you're gonna be honest, honestly, what's left for me? Oh, 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 goes on. Asta a fost practic strofa. De aici urmează un pre-refren care o să aibă 2 secțiuni. Hai să luăm strofa. Acordurile sunt practic fa minor și mi bemol major, dar poziția, dacă punem capodastru în primul spațiu aici, așa cum am făcut și eu, pozițiile o să fie de mi minor și de re major, da? Respectiv do și sol sau la minor. Cam astea sunt toate acordurile piesei. Deci mi minor, re major, sol, la minor și do. Deci nimic complicat, numai acorduri ușoare. Totul este cu un semiton mai sus în mod real, deci fa minor cu mi bemol, cu re bemol, cu la bemol și cu si bemol. După cum vezi pe ecran, în diagrame am trecut în paranteză acordul pe care îl iei cu capodastru, iar înainte este acordul real, adică numele real al acordului. Fa minor este numele real și în paranteză este minor, adică acordul, poziția, forma degetelor pe care o vei lua ca să fie mai simplu de cântat. Formula de mână dreaptă, de armonie, merge aproape peste tot la fel. Mă rog, o să vezi pe parcurs că mai sunt niște stopuri, niște formule mai speciale, dar nu sunt grele. Deci formula de bază este asta. Tam, ta, tam, tam, ta, ta, tam. Atât. Tum, tu, tum, tum, tu, tu, tum. Asta a fost strofa. Deci, mi minor, re, iarăși,
a treia oară și a patra oară se duce la sol și si, mi. Deci asta a fost porțiunea de strofă. Urmează acel pre-refren, care, după cum ți-am zis, are două secțiuni. I-am zis eu pre-refren 1 și pre-refren 2, pentru că cumva amândouă aceste două secțiuni pregătesc intrarea în secțiunea cea mai cunoscută pe care o să cânte tot stadionul, secțiunea de refren, aceea care seamănă cu Nostoniu. Pre-refren 1. Cause I got is close by. Și asta a fost pre-refrenul 1. Și de aici începe pre-refrenul 2, o secțiune cu niște accente. Deci vocea vine așa intercalat cu acele accente și sună cam așa. Try to be a fire for you, try to be the sun, try to be a home and a place that you come to. Give it to the whole world and put it in your hands. Really trying hard but I don't understand. Și aici deja ăsta este refrenul. Deci, dacă eliminăm vocea, pre-refrenul 2, accentele sunt așa. Deci, la, 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 la minor, da? La minor, re major, mi minor, mi, re, la minor, la, re, mi, și aici la final e cu do, mi, do, la, re, și începe refrenul. Bun? Deci, încă o dată, pre-refrenul și 1 și 2 cu totul. Cosa? Refren. Tell me how to be the one that you love. How to be the one that you love. Don't treat my love like a habit. Așa, hai să descifrăm puțin mai pe larg acest refren, da? Deci avem la minor, re major, mi minor, do major, la minor, re major, mi minor, do, 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 pardon, ăsta este un si de fapt aici. Mi, si, 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 do, sol, 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 la, re, mi, mi, și atât. Și începe strofa a doua direct. Don't treat my love like a habit. Acest prim refren are această codiță un pic mai ciudățică așa cumva, pentru că face trecerea în strofa a doua. O să fie mai scurt un pic refrenul al doilea și o să treacă prin într-o parte ușoară de tranziție, patru măsuri, într-o altă secțiune, o secțiune instrumentală urmată de un middle. Deci, încă o dată refrenul cu totul. Tell me oh, how to be the one that you love. How to be the
treat my love like a habit. Și începe strofa a doua. Sper că ai înțeles trecerea aici la finalul refrenului. Hai să mai reluăm doar ultimele patru măsuri, da? How to be the one that you love. Ok, am făcut puțin mai rar ca să poate să fie mai ușor de înțeles pasajul ăsta. Strofa a doua este la fel ca strofa a întâi, pre-refrenul 1, pre-refrenul 2, la fel ca prima oară, deci practic aici ai semn de repetiție, se reia absolut tot, inclusiv refrenul, dar nu se mai repetă cum a fost prima oară de două ori. Deci a doua oară se trece printr-o mică tranziție într-o parte instrumentală, într-o secțiune instrumentală. Așadar, strofa a doua. Don't treat my love like a habit. Why don't you show me a way? Give it to you, you can have it. Just wish I knew what to say. Oh, oh, oh. Cause I'm that is close but not. And all I want is to know just how. Try to build a fire for you. Try to build a sun. Try to build a home and a place that you come to. Give it to the whole world and put it in your hands. You're trying hard, but I don't understand. Tell me how. Refrain. How to be the one that you love. Și aici vine zona, partea instrumentală, o nouă secțiune instrumentală. Deci, practic, primul refren se termină cu această chestie repetată. How to be the one, how to be the one, how to be the one. Și de aici începe acea parte de middle, după cum ziceam, adică o parte specială în care instrumentația cade, deci tot ritmul dispare, rămâne doar o clap acolo care face niște armonii foarte subtile, așa foarte ușor, cu filtru frumos, totul e foarte soft, foarte piano. How to be the fire for you, how to be the sun, try to be the home and the place that you come to. Maybe to the whole world and put it in your hand. Really trying hard, but I don't understand. Tell me. Și o măsură liberă aici și apoi explozia aceea de voce. How to be the one that you love. Și începe ultima parte de refren, un refren care va fi dublu, dar fără acea codiță din, fără acea parte ciudățică puțin din primul refren, ci aici va fi un refren pur și simplu pătrat, cum s-ar spune, adică 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 măsuri repetate, deci așa, și doar la final o să mai aibă 4 măsuri de încheiere. How to be the one that you love. Și coda. How to be the one, how to be the one that you love. Tum, tum, tum. Deci, ultimul refren, practic, este repetat de două ori identic, iar la final această
ultimă mică codiță cu accentele astea. How to be the one, how to be the one that you love. Deci ultimul refren pentru ultima dată cu totul, da? How to be the one that you love. 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 How to be the one. How to be the one that you love. Cam asta e piesa. Sper că am înțeles toate subtilitățile armonice, așa cum te-am obișnuit până acum. Un subscribe, un like, un coment dacă ai ceva întrebări. Este prima piesă străină pe care fac un tutorial. Am zis până la urmă de ce nu, cu toate că m-am axat și am avut în cap în intenție să fac cu prioritate piese românești. Din când în când o să mai aleg și câte o piesă de asta, mai ales că piesa asta este foarte nouă și cred că va fi un mare hit. Spor la studiat, sper să-ți placă, să o cânti cu plăcere și să ne vedem sănătoși la clipul următor.